despre faptul cum în timpul a două sesiuni s-a luat hotărâre privind modernizarea sistemului de asigurare cu căldură a orașului Cernăuți și totodată despre hotărârea Consiliului Regional privind demisia conducerii, a povestit primarul orașului. Olexica Spruc a declarat despre faptul când și cine vor fi aleși la posturile de locțiitor și secretar ale Consiliului Orășănesc. Cu greutăți, dar oricum, una din hotărârile cele mai importante pentru oraș a fost primită, remarcă primarul. Specificul acestui proiect constă în faptul că împrumutul este fără procente și toate impedimentele au rămas în trecut. Suma procentelor pe care trebuie să le plătim este mai mică decât valoarea proiectului de grant. De aceea nu am mai luat împrumut fără procente pentru unul din cele mai importante proiecte ale orașului. Mâine voi fi la Kiev, unde voi semna acordul cu Bancul European de Reconstrucție și Dezvoltare. Nu a evitat Olexica Spruc să reamintească nici despre momentul cu hotărârea deputaților privind demisia guvernului Ucrainei. Necătând la procesele de decentralizare, care se desfășoară paralel, are loc și procesul de centralizare politică. Despre soluționarea acestei probleme nu s-a decis la Cernăuți. Dar noii locțiitori ai primarului și secretarul Consiliului Orășănesc vor fi realeși joia aceasta. Și aceasta la fel nu se va rezolva fără diferite piedici. Fracțiunea Ridna Misto activ caută susținători și aliați pentru a-și înainta candidatul la postul de secretar. Preventiv se vorbește că acesta va fi Vitali Mihailishin. Eu mizez pe judecata lucidă a deputaților. În caz contrar, lucrul nu va avea succes. Grănicerii din Bucovina au raportat despre totalurile activității pentru anul 2015. Despre rezultatele activității de cercetare operativă a subdiviziunilor de pe sectoarele care sunt în subordinea detașamentului din Cernăuți și despre planurile pentru anul viitor s-a discutat recent. În decursul anului, pe sectorul de frontieră de către grănicerii cernăuțeni a fost oprită transportarea ilegală a tutunului, alcoolului și armamentului în sumă aproximativ 20 milioane grivne. De asemenea, a fost stopată trecerea ilegală a migranților prin frontierele din Ucraina. Migrația ilegală anul acesta pe teritoriul regiunii Cernăuți a crescut. Cetățenii din țările Asiei de Est și Africii, din Afganistan, Pakistan, Siria, Egipt, Somalia, Tunis, Sri Lanka, folosesc teritoriul Ucrainei ca tranzit spre țările europene de vest. De asemenea, s-a amintit că de anul viitor se planifică deschiderea a două puncte vamale de trecere, Krasnoilsk și Probotești. După părerea conducerii detașamentului, acest pas va fi rezultativ. După cum promite antreprenorul, până la sfârșitul verii, lucrările vor fi terminate și punctele de trecere vor activa. Odată cu funcționarea acestor puncte de trecere, punctul vamal Porubna va fi mai liber, ceea ce înseamnă că se vor micșora cozile și vor dispărea problemele la trecerea frontierei. În afară de aceasta, conducerea detașamentului a făcut totalurile privind activitatea grănicerilor bucovineni în zona de desfășurare a operațiunilor antiteroriste. Din momentul începerii acțiunilor active din Est, aproximativ 600 de grăniceri din detașament și-au făcut datoria atât în regiune Donețk, cât și în Lugansk. Recent la Kiev, primarul orașului Cernăuți, Olexii Caspruc, și directorul întreprinderii comunale Cernivții-Tepl Comunie Nergo, Oleksandr Melinciuc, au semnat un acord de colaborare cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind modernizarea sistemului de asigurare cu căldură în orașul Cernăuți. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în condițiile de finanțare reciprocă, va aloca pentru orașul nostru 14 milioane de euro, ceea ce va permite ca distribuirea căldurii să se facă mult mai efectiv. Este convins primarul orașului. Astăzi, orașul Cernăuți s-a încadrat în standardul european. Datorită sporirii eficienței asigurării cu căldură, în Cernăuți, aproape cu 30% se va micșora folosirea gazului. Va fi posibilă trecerea la surse alternative de încălzire, îndeosebi la biomasă. Se va îmbunătăți starea financiară a întreprinderii comunale Tepl Comunie Nergo. Sunt convinși cei care au încheiat acordul. Acordul prevede că orașul Cernăuți să primească 14 milioane grivne finanțare și împrumuturi cu rate scăzute de la structurile Uniunii Europene. În afară de realizarea eficienței energetice, proiectul va contribui la reducerea deșeurilor, adică îmbunătățirea situației ecologice în Cernăuți. Pentru noi aceasta a fost prima experiență în obținere de credite.
Într-unul din căminile studențești, din Cernăuți, s-a nenorocit un student. Fără știrea paznicului, el și colegul său, ajutați de prieteni, au încercat să urce la etajul 4, folosind un furtun pentru pompieri. Primul a avut noroc, prietenii au izbutit să-l ridice sus, iar al doilea s-a desprins de furtun și a căzut, lovitura producându-i traume incompatibile cu viața. Iată, aceste lumânări și florile sunt aduse în amintirea lui Alexei Martiniuc, un tânăr de 21 de ani. În noaptea de vineri spre sâmbătă, el a încercat să urce la al patrulea etaj cu ajutorul unui furtun pentru pompieri. Dar nu s-a ținut bine și undeva la înălțimea etajului 3 a căzut. Pentru a afla mai multe, mergem la șeful căminului. Toate datele luați-le de la administrație. Noi am vrut să vă întrebăm despre programul de lucru a căminului. La noi intrarea e cu permis, dar ora de la cât până la cât. Puțin rătăcind pe teritoriul căminului, ajungem la colegiu. Directorul e de acord să ne informeze despre situația creată. Ceea ce știu de la elevi, Alexei a venit târziu la cămin. Ei erau trei. Unul a intrat, a spus că a venit din deplasare. S-a acceptat, poate de acasă a venit. La noi, nu numai că nu se permite nimănui să intre după ora 23. Ușile se închid, băcar se încuie. Dacă este o pricină motivată, aceasta apoi se înregistrează în catalog și se verifică. Poate că n-au vrut copiii ca cineva să știe despre aceasta. Ei au sunat, au rugat, de sus le-au aruncat furtunul și au început să tragă. L-au ridicat orientativ până la etajul al treilea. Apoi, aproape de etajul 4, au înțeles că de furtun nu este agățat nimeni. Au alergat jos, au chemat salvarea, dar medicii au constatat că traumele sunt incompatibile cu viața. La Procuratura Regională s-a declarat că acest caz este inclus în Registrul Unic de Cercetări Procesuale. Sunt incluse date despre moarte nesăbuită, conform articolului 115 crimă, deoarece nu există așa articol, moarte nesăbuită. Tânărul a fost înmormântat luni, cauza preventivă a morții, politraumatisme incompatibile cu viața. Cauza preventivă a morții este politraumatisme apărute în urma unui număr mare de fracturi ale membrelor și oaselor. În momentul de față, nu putem spune dacă erau sau nu băuți. Vor fi gata rezultatele expertizei și vom afla. Alexei Martiniuc a lăsat orfană o fetiță de 4 anișori și vădană tânăra soție. În școală despre el toți spun numai de bine. El însușea acum două specialitate, învăța de ferar. Bine învăța, era un bun sportiv. Marța trecută a fost primeat cu medalie. Noi la înmormântare am văzut cât de multe diplome și medalii avea. A fost un tânăr de treabă. La reuniunea plenară a celei de-a doua sesiune a Consiliului Local Cernăuți, deputații au aprobat bugetul pentru anul 2016. În proiect au fost introduse o mulțime de amendamente. Vă amintim că problema bugetului local va fi examinată după abrogarea bugetului de stat. Conform legislației în vigoare, se prevăd subvenții pentru categoria socială. Transportul la preț redus și alte servicii sunt prevăzute de subvenție. Dacă vor fi acceptate modificările, ne vom gândi cum să realocăm banii pentru a sprijini această categorie a populației. În continuare, deputații au început să discute despre buget și să înainteze propunerile sale. Astăzi nu acceptăm anumite amendamente la buget, dar având în vedere aceste observații, reacționăm la faptul ce vor examina în continuare. Discuția despre bugetul local pentru anul viitor a durat până la prânz. Rezervăm 80 de milioane de grivne, ce ar putea fi cheltuiți, sau 73 de milioane de grivne, nu contează, pur și simplu rezervăm, însă aceștia se vor devalora. Consider că ar trebui să fie repartizați. Vom încerca să asimilăm aceste fonduri în acest an. Nu strigați! Acesta este fondul de rezervă pentru toate. În orice situație putem schimba menirea acestor bani și să-i cheltuim pentru transportul cu reducere. Secretaria mea mai mobilată, do 3-o cisla. Până în 3 ianuarie trebuie să alegem secretarul. A fost propusă candidatura Nataliei Iachimciuc. Ea era de acord. Apoi planurile s-au schimbat și iată împreună cu deputații alegem candidatura potrivită. Între proprietarii apartamentelor din clădirea neterminată de pe strada Rusca 235 și organizația SRL Remjitlobut Service a apărut o situație de conflict. Având certificatul de proprietate, oamenii nu au reușit să intre în apartamentele lor, iar când au intrat, din afară au fost închiși cu grilaj din metal și lacăt. Pe acest teren de construcție am ajuns la invitația proprietarilor de apartamente din clădirea neterminată. Credeți că doar buză clucine și
Contractul de împrumut a fost încheiat în februarie 2006. În acel moment, teritoriul a fost alocat pentru această construcție, iar promisiunea a fost că peste aproximativ 3-4 ani clădirea va fi dată în exploatare. Dar s-au întâmplat diverse lucruri ciudate. Toți erau nevinovați, iar vinovații rămâneau debitorii. Atunci, organizația responsabilă de construcție motiva că nu are finanțare. Angajații organelor interne la rândul lor vorbesc despre deschiderea dosarului penal. După un apel pe linia telefonică a guvernului, a fost formată o comisie specială pentru o inspecție neprogramată a obiectului respectiv, care, apropo, deja era dat în exploatare. Dar proprietarilor apartamentelor și membrilor comisiei nu li s-a permis să intre în clădire. Prin urmare, în prezența martorilor, mărturisim că o persoană necunoscută, reprezentând Remput Service, nu permite intrarea pe teritoriul șantierului. Așa este? Da, nu vă permit. După discuții de lungă durată la telefon și urmă, proprietarii de apartamente nu au mai avut răbdare și s-au folosit de intrarea de rezervă, înlăturând puțin gardul. Examinând camerele neterminate, au găsit găuri în pereți. Cum este aceasta? După inspectarea apartamentelor, proprietarii și membrii comisiei au constatat că au fost închiși în clădire. De ce nu ieșiți? Ne-au închis. O persoană necunoscută care s-a prezentat ca fiind reprezentantul firmei responsabile de construcție ne-a închis, inclusiv și pe voi v-a închis. Spuneți de ce ați închis ușa. Mi s-a dat ordin. Cine v-a dat? Fără comentarii. Reprezentantul firmei Rembut Jutla Service a chemat miliția. În timp ce așteptăm sosirea miliției, stăm de vorbă cu ostatecii, printre aceștia și proprietarii de apartamente și membrii comisiei de control. În conformitate cu acest contract care a fost semnat între trei părți, termenul de exploatare a obiectului trebuia să fie în anul 2008. Nu v-ați întrebat oare de ce în 2008 aici nici măcar fundație nu era? În vremea când am încheiat contractul, Rembut Jutla Service era o organizație puternică de construcție. Firma construia bine, nu am avut probleme, am construit mai multe case. Angajații organelor interne l-au convins pe reprezentantul SRL Rembut Jutla Service să elibereze ostatecii. Ура! Поліція нас врятувала. А що ж змінило вас, так що ви нас відкрили? Я ж вам казав, коли я вас. Я своє слово тримаю. Membrii comisiei au mers la subsol și au văzut că lipsesc rețelele de comunicații. Între timp a apărut și avocatul întreprinderii Rembut Jutla Service, organizație al cărei reprezentant nu a permis oamenilor să intre în clădire, iar apoi i-a închis în interior. Dacă inspecția verifică apartamentele, nu sunt probleme, dar inspecția spune că verifică totul. În prezent, cazul clădirii neterminate este examinată la parchetul din Cernăuți. Obiectivul principal este de a întrerupe relațiile contractuale și de a-l obliga pe părât să elibereze șantierul. Apoi vom găsi o altă organizație responsabilă de construcție pentru a aduce lucrul început până la capăt, iar oamenii să trăiască în casele lor. Drept răspuns, reprezentanții societății cu răspundere limitată Rembut Jutla Service s-au plâns angajaților organelor interne că oamenii au vrut în mod neautorizat să ocupe teritoriul, proprietarii de apartamente că le s-a încălcat dreptul la libera deplasare, iar reporterii că le s-a privat ilegal libertatea și intenționat a fost obstrucționată activitatea jurnaliștilor. În ajunul Crăciunului, ceata colindătorilor de la Școala Populară de Artă și Civilizație Românească a oprit și la Consulatul General al României la Cernăuți. Bucuria Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului a fost adusă în instituția diplomatică prin colindul străvechi ce în aceste zile de sărbătoare răsună în tot meleagul bucovinean. Cu
Colindătorii și urătorii Școlii Populare de Artă și Civilizație Românească au fost răsplătiți de către doamna consul general Eleonora Moldovan cu un dar pentru pușculița de acasă, cu dulciuri și băuturi delicioase, iar părinților și profesorilor le-a adresat un mesaj de felicitare cu prilejul Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului. Mulțumim pentru gândul bun, pentru colindul strămoșesc pe care l-ați adus astăzi la consulat. Într-adevăr, acea picătură de dragoste a dumneavoastră ne înveselește și ne va ține frumos și vesel nu doar de Crăciun, Sabrina, ci tot timpul anului, în 2016, vom avea și alte proiecte și alte activități la fel de frumoase și mai frumoase. Succesele din anul 2015 ne obligă pe toți ca să fim și mai perspectivi și mai de succes în 2016 și suntem convinsă că așa va fi, pentru că ați dovedit capacitate, ați dovedit credință, ați dovedit iertare, ați dovedit putere. Prin tradiționalul la mulți ani în interpretarea colindătorilor, dar și a gazdelor, copiii și-au luat rămas bun de la angajații Consulatului General al României la Cernăuți, iar președintele Centrului Bucovenean de Artă Iurie Levcic le-a urat tuturor sărbători cu bucurie și pace. La mulți ani și să dea bun Dumnezeu să vă audă cuvintele dumneavoastră, să dea bun Dumnezeu în 2016 să avem și mai frumoase succese, să păstrăm ceea ce am început în 2015 și că au fost făcuți pași serioși, pași frumoși, să dea bunul Dumnezeu să ne audă și să ne sprijine și prin marea milă a Lui. Miercuri, Filarmonica Regională de Stat a fost gazda manifestării prilejuite aniversării celor 70 de ani de la înființarea Centrului Cultural Instructiv Metodic al Bucovinei. Onorabilul jubileu al centrului condus de maestrul emerit al artelor din Ucraina, Mikola Șcribleac, a adunat la Cernăuți oameni ai culturii din întreaga regiune. Centrul Cultural Instructiv Metodic al Bucovinei are menirea de a conserva și dezvolta patrimoniul cultural național al regiunii, încercând să fie și un consilier bun pentru cei care creează cultura Bucovinei astăzi, în căminele culturale, școlile de muzică și artă, colectivele de artiști amatori, centrele de meșteșuguri populare. Astăzi avem un eveniment important. Centrul Cultural Instructiv Metodic marchează aniversarea de 75 de ani. De-a lungul timpului, centrul nostru a avut mai multe denumiri, însă un singur scop, de a conserva cultura populară, a o dezvolta și a o promova. Căci avem un ținut unic, aici locuiesc reprezentanți ai diferitor naționalități și noi avem grijă ca toți să aibă posibilitatea de a-și dezvolta cultura, tradițiile și obiceiurile sale, de a le demonstra nu doar în Ucraina, dar și peste hotare. Avem la sărbătoare oaspeți invitați din România, Belorusia, am primit felicitări din Moldova, Polonia, Ungaria, țări cu care în ultimii ani colaborăm intensiv. Sărbătoarea a început cu mult fast la intrarea în filarmonică, oaspeții fiind întâmpinați de melodii orchestrale. Programul manifestărilor a început cu expoziția lucrărilor meșterilor bucovineni ai artei populare, discipolilor de la școlile de artă din regiune. Meister ceramică. Sunt un meșter popular din Storojeniți și confecționez miniaturi din teracote, un stil aparte de modelare a ceramicii. Tot timpul sunt în căutare de lucruri noi și culturi noi și astfel am ajuns să creez un stil original de prelucrare a ceramicii. O lucrare din teracotă nu are mai mult de 15 cm înălțime, cu o mulțime de detalii în miniatură. Acestea pot fi de la 100 până la 1000. Dacă va fi să transmit stilul meu de modelare a ceramicii, îl voi transmite soției sau fiilor mei. Am venit la sărbătoare să-mi prezint broderia cosută în stil tradițional, fiindcă ne dorim ca fiecare om să aibă în dulapul său haine tradiționale pentru a păstra ceea ce au creat strămoșii noștri, codul genetic al națiunii noastre. Acestea sunt rădăcinile noastre, mândria noastră, ceea ce ne reprezintă ca fiind ucraineni. Cos de mai mult de 50 de ani. Am și o colecție de cămăși populare din raionul Kitzmann. Semi-stand. Acesta este standul meu, iar prin lucrările mele am redat frumusețea Bucovinei, a Transcarpatiei și a întregii Ucraine. Pictez din clasa 4-a, când pentru prima dată am pictat o icoană pe sticlă. Nu am învățat să pictez, sunt geograf și economist de profesie, dar pictura este pasiunea sufletului meu. Pictând natura, comunic cu ea. Natura fără oameni este singuratică, iar noi fără ea suntem nimeni. Iubesc foarte mult cânticele, doinele și mai multe categorii de muzică. Scriu despre viață, despre dragoste, despre dor, despre jale, despre bucurie. În prag de anul nou vă doresc multă, multă sănătate și iubire, dragoste.
de neamuri, de popor. Partea oficială a început cu mesajele de felicitare ale reprezentanților conducerii regiunii și oaspeților invitați la sărbătoare, iar învigătorii concursurilor regionale Cercul Muzical, Izvorul Muzicii și Bucovina Ținută al Cântecului au fost decernați cu diplome și mențiuni chiar pe scena de sărbătoare. A încheiat programul marcării jubileului de 75 de ani al Centrului Cultural Instructiv Metodic al Bucovinei, concertul teatralizat Sufletul Bucovinei Mele, în cadrul căruia au răsunat cântece bucovinene în limbile etniilor ce locuiesc pe acest meleag, au zguduit scena dansurile ucrainene, românești și evreiești, au fost prezentate prin intermediul scenetelor, tradițiile și obiceiurile din Bucovina.